Bună ziua și bine v-am găsit! Nicoleta Barbu este numele meu, sunt profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială Mihai Viteazu din Craiova și anul acesta predau la clasa a 3-a A. Am participat în anul 2019 la cursul Îndreptar Digital alături de Asociația TechSoup și am absolvit cursul Îndreptar Digital în format fizic. Apoi am urmat pe platformă, în format online, cursul de intensiv de educație digitală, tot alături de Îndreptar Digital. În prezent m-am înscris la cursul de Scratch, iar din 2018 participăm anual la programul Meet & Code. În urma participării la cursul Îndreptar Digital, am aplicat la clasă ceea ce am învățat, am împărtășit experimente cu colegii mei și am fost onorată să primesc titlul de ambasador îndreptar digital alături de cei 24 de colegi ai mei la nivel național, iar acest proiect este un proiect al Asociației TechSoup care este alături de Meet & Code. În anul 2021 am desfășurat două proiecte. Proiectele s-au desfășurat în format online cu ajutorul Classroom. Primul proiect s-a numit Scratch Actor Comunitar, în cadrul căruia elevii au avut de identificat câteva probleme din comunitate, apoi au găsit soluții și le-au prezentat cu ajutorul limbajului de programare Scratch. Proiectul s-a desfășurat pe perioada 4 zile, timp de 2 ore pe zi, după amiaza. Al doilea proiect s-a numit Diversitate și Unitate și aici am reușit să îmbinăm creativitatea cu tehnologia, iar elevii au avut de realizat trasee pentru Ozobot, iar la fiecare oprire elevii găseau o provocare, care noi o numeam de fapt obstacol, și aveau posibilitatea să descopere diverse provocări despre diversitatea culturală, diversitatea religioasă și diversitatea de vârstă. La fel, programul s-a desfășurat după amiaza, 2 ore pe zi, timp de 3 zile. Impactul la nivelul elevilor a fost unul foarte bun, deoarece, pe de o parte, elevii s-au familiarizat cu tehnologia și au descoperit cât de accesibilă și interesantă este și cum poate fi utilizată ea în viața de zi cu zi, iar, pe de altă parte, și-au dezvoltat abilitățile de viață și și-au completat cunoștințele de la școală. La nivelul părinților, deoarece activitățile au fost exclusiv online, părinții au avut posibilitatea de a participa oarecum la activitățile noastre și de a se implica complet, au asistat la activități, având astfel posibilitatea de a conștientiza importanța și rolul lor în comunitate și de rolul lor de cetățeni activi. Pe de altă parte, ei au fost încântați de abilitățile copiilor lor de a utiliza tehnologia. Cel mai emoționant feedback l-am primit de la o fetiță care a avut de realizat un proiect despre comunitate. A identificat ea în comunitatea ei un vecin care dă muzica tare în orele de liniște. Iar ea, la sfârșitul activității, mi-a mulțumit: doamna, vă mulțumesc și mă bucur mult că am participat la acest proiect cu comunitatea, pentru că am avut curajul să povestesc despre o problemă care m-a deranjat foarte mult. Acum sper ca vecinii mei să nu mai dea muzica tare în orele de liniște. Ea a animat problema ei cu ajutorul programului de programare vizual Scratch, a realizat discuții între ea și vecin, având astfel impresia că vecinul a auzit-o și au rezolvat problema.
Scrierea proiectelor Meet and Code este una foarte ușoară. De fapt, se prezintă ideea proiectului pe scurt, titlul proiectului, se prezintă datele esențiale, cine desfășoară activitatea, în ce constă activitatea, când se desfășoară, cum se desfășoară, adică cu ajutorul căror resurse, cine participă, grupul țintă de elevi și cum este folosită finanțarea. Un mesaj pentru colegii mei, dragii mei colegi, aplicați cu încredere pentru programele Meet and Code, iar dacă urmați pașii și recomandările din regulamentul programului, cu siguranță veți reuși să scrieți un proiect de succes. Mai multe informații le puteți găsi fie pe site-ul Meet and Code, fie pe grupul de Facebook al Meet and Code, fie grupul de Facebook al asociației Texu. Și vă asigur că dincolo de platforme și dincolo de grupul de Facebook găsiți o echipă de oameni minunați care sunt dornici să vă sprijine și să vă ajute atunci când aveți nevoie. Și totodată vreau să vă mulțumesc Asociația Texu și programul Meet and Code pentru că veniți alături de noi să modelăm împreună educația și știința pentru viitorul copiilor noștri. Mulțumesc!